Ce puținele proiecte de film la care ați marșat, stimate domn. Da. De ce? Pentru că am primit propunerea din partea cui a trebuit, pentru că am avut încredere în oamenii care mi-au propus proiectul ăsta și pentru că oricum ar fi fost, oricum ar fi ieșit, am fost umăr la umăr cu niște oameni care îmi sunt dragi, care merită să, pentru care merită să investesc timp, nervi și resurse și n-aveam de ce să nu o fac. Și pentru că am crezut în povestea asta, m-a interesat povestea celor trei, m-a interesat cum funcționează triplul ăsta, așa, m-a interesat viața lor și am vrut să văd ce se poate descoperi dincolo, pentru că filmul cumva folosește și ca un soi de introspecție, adică se duce un pic mai adânc, că în viață ne te ferești să te gândești la lucruri, le mai ascunzi supra, dar atunci când joci trebuie cumva să analizezi, să psihanalizezi cumva situația. Și am descoperit multe lucruri și despre mine și despre partenerii mei de joc și despre relația noastră, am descoperit lucruri noi și am văzut și punctele forte și am văzut și punctele vulnerabile și am văzut, adică s-au descoperit lucruri în timpul, a funcționat foarte bine pentru mine. Da, a funcționat ca și cum ne-am fi închis într-o cabană și am fi stat de vorbă despre prietenia noastră o lună. Doar să bem cafele și să vorbim. Și a fost frumos. Și mie m-a plăcut, de exemplu, inclusiv secvența în care faceți testul ăla grilă cu Sasha. Așa. În care este și Istvana. Da, da, da. Care dă răspunsurile. Da. Da. Cum a fost secvența aia? Că e vorba de credințe, vorba de Dumnezeu. Da, și pentru noi, și pentru mine a fost, pentru că Sasha e un copil și pentru că copilor n-ai voie să le spui, adică nu mai avem voie să le spunem sau să le impunem ceva, mai ales că și eu cu credința suntem într-o relație care eu, care tu, la ce-mi folosește, dacă trebuie, dacă e musai, dacă, mă rog, e ca orice om care se apropie de vârsta de 50 de ani. Așa că Sasha a funcționat pentru mine ca vocea mea interioară, pentru că ea dădea niște răspunsuri foarte pertinente și foarte adevărate și m-am bucurat foarte tare că erau răspunsurile de la ea și nu de la noi, de la cei maturi care am fi aruncat anatema sau am fi spus altceva sau ne-am fi pronunțat împotriva sau pentru. Deci am vocea copilului inocent, care nu e spălat pe creier încă, care are justa valoare a lucrurilor și a afirmațiilor, pentru că ei, dacă îi spui Iisus salvează pământul, când? Că nu l-am văzut. Iar e replica asta, adică, și nu poți să spui, vezi tu, da. Așa e o scenă care mie îmi place foarte tare. Foarte, foarte tare. Am lucrat, cum să lucrăm, cu o libertate, dar în același timp cu simțul măsurii. Ana e un regizor care are simțul măsurii foarte... Asta mi-a dat încrederea mare și numai mie. Laszlo Imatra este un actor care e foarte greu de ținut în frâu și un actor care este un actor foarte bun, dar care se deschide foarte greu. Trebuie să aibă fix oamenii de care are încredere și în care are încredere. Noi toți cred că funcționăm așa din distribuția asta. Toți suntem oameni care ne deschidem și dăm din noi atunci când știm în brațele cui stăm. Iar Ana are o justețe și în viață, și în realitate, și în film. Adică lucrurile nu sunt niciodată exagerate sau nu sunt niciodată duse în extreme, sunt foarte bine cumpănite. Eu am avut probleme. Frica mea mare a fost aceea că eu o să fiu teatral. Iar Anița, prima ei promisiune de care s-a ținut, slavă Domnului, a fost: îți promit eu că ai să te vezi și n-ai să fii teatral. Și așa e. E, cred că, prima dată când reușesc pe ecran să pară că-s din viață și că nu... pentru că formula... Nu numai asta. Problema... Ea a intuit corect și just, pentru că v-am zis că... dacă mi-ar fi dat un text pe care ea cu Iris l-ar fi gândit și mi l-ar fi pus în brațe și în gură, probabil că ceva s-ar fi schimbat. Dar ea, intuind că eu sunt o fire care nu pot să fac, că n-am experiență și așa, mi-a dat hinturile la care trebuie să ne apropiem și după aia a zis: și acum faceți. Și după aia spunea: asta a fost foarte bine, asta foarte bine, asta foarte bine,
mai refacem o dată așa. Și n-am simțit presiunea aia că trebuie să ajung undeva, că trebuie să îndeplinesc dorința unui regizor care, nu, ia din umbră cumva, adică cumva foarte discret, că asta, și asta e o mare calitate, să nu pui presiune pe actor. Și eu n-am simțit că mă duceam să mă duc să-mi fie greu la filmări sau că mama, azi am scena aia grea, Doamne. Nu, eu spune, gata, hai, începem, facem așa. Dar eu știam că undeva aici în spatele ei tot timpul funcționează o rotiță care controlează foarte bine lucrurile și de aia nu mă preocupam. E și în teatru, dar și în film, mai ales în film, că eu mă pricep mai puțin, e foarte bine să știi că în spatele, că regizorul din spatele tău poți să va ști ce taie, va ști ce pune, va ști cum. Eu atâta spuneam, Ana, ție ți-a plăcut? E bine așa? Da, bine. Nu mă interesat eu. Că eu poate aveam o zi mai proastă, poate eram cu o încărcătură mai mare, poate că eram într-un conflict cu Ișvan, cu Iris, că se mai întâmpla, poate nu vedeam just. Și atunci nu m-am uitat odată pe monitorul de control să văd, mamă, cum dau, cum e asta. Nu, pentru că n-aveam nevoie. E discuția din cimitir. Da. Care sunteți... Prima scenă, aia am filmat-o prima dată. Exact. Acum 2 ani. Și acolo aveți genul ăla de dialog liber, dar care are, mă rog, câteva puncte. Da. La fel s-a întâmplat. La fel, am stat cu Anița 2 zile în cimitir și am făcut, întâi am mers la, cred că prima dată am făcut experimentul ăsta la Belu, prima dată. Ne-am dus pur și simplu să ne plimbăm, să ne uităm, să vedem, să ne inspirăm, să stăm, filmam cu telefonul, deci nici nu aveam camere, așa. După aia am venit la ziua de filmare și la fel, aici am apărut numele Iris, cred că. Pentru că pe ea o chema altfel în film, nu mai știu cum o chema, dar eu n-am putut să trec, atâta de real era așa, că eu n-am putut niciodată să-i spun Iris, Cristina. Și tot timpul când filmam spuneam, da mă Iris, da, stop, nu o cheamă Iris, da mă Iris, mă, stop, gata, hai, păstrăm Iris. Că era prima scenă din film și ne-a permis. Și uite așa s-a întâmplat să rămână Iris, dar da, eu cu Iris exact tipul ăsta de relație l-avem în viață. Adică ea tot timpul îmi zice de așa și zic Iris, coboară cu picioare, Iris, termină cu picioare, Iris, te rog eu, Iris, nu mai... Da. Nu, cred că pentru mine a fost inedit, eu cred că nu o să mă mai întâlnesc niciodată cu tipul ăsta de filmare și cu tipul ăsta de echipă. Adică nu mai am... Gândiți-vă că în afară de preot, de călugăr, pe care l-am cunoscut între timp la Sarajevo și care e un om minunat... Toți din filmul ăsta, pe toți îi cunoșteam, cu toți am băut o bere, am stat la o cafea, adică am avut relații cu toți, ne știm toți între noi, adică e așa o... E un avantaj să poți să faci asta, să ai așa o echipă, e un avantaj mare, cred. Când ai multă experiență apare siguranța actorului care știe ce face și care poate uneori se contrage cu regizorul, că el crede altfel, ori faptul că eram într-un ușor dezechilibru și faptul că eram într-o căutare și eram vulnerabil, asta cred că ajută mai tare decât siguranța aia unui care le știe pe toate și știe cum să face scena asta. Eu nu știam și spuneam, eu o fac așa și voi spuneți dacă e bine sau nu. Am lucrat și cu Lucian, cameramanul nostru, care era ca un prieten foarte aproape de noi și atunci și el cu Anița împreună, așa. Deci eram chiar între prieteni. N-aveai ce să-ți fie frică, o secundă. Cum vă la Sarajevo? Foarte frumos. Eu recunosc că nu sunt adeptul acestor festivaluri și mie nu mă nebunesc după Covorul Roșu și după așa, dar acolo e un festival așa de, adică am dat peste un festival de oameni foarte ca acasă, nu știu cum. Adică foarte prietenos, oamenii s-au fost foarte prietenos. Reacția publicului în seara premierei, cred că doar 3 oameni au ieșit din sală, ceea ce pentru un festival e o treabă. Au râs, adică să transporti umorul dintr-o limbă în alta e foarte complicat. Cred că ăsta e cel mai greu lucru de făcut. Ori dacă ei au râs la lucrurile noastre, care numai noi uneori și insight-urile astea pe care numai noi le știam, dar ei au râs, asta e mare lucru, adică și feedback-ul a fost destul de bun, adică a fost bun, oameni care vor să vadă filmul, să-l distribuie, să-l ia, să meargă mai departe. Noi ne-am simțit bine, am fost toată echipa, cred că nu s-a mai întâmplat, adică nu știu dacă o echipă a fost, eram cea mai mare echipă, cred că de la festival, eram 10, 12, 10 oameni, cred că, adică am mers și cu asistentul și cu toată lumea, eram acolo. Și practic noi ne-am folosit de chestia asta să mai sărbătorim o dată finalul filmărilor la un festival unde ne-am simțit foarte bine. E o atmosferă foarte frumoasă. Dacă n-ați fost, trebuie să mergeți, că e foarte frumos acolo. E chiar frumos. Mai vine vreun proiect de film? Deocamdată la mine nu. Deocamdată la mine sunt multe proiecte de teatru până în martie, tot am. Deci nici dacă aș vrea să fac, nu pot să fac. Dar nu se știe. Adică lăsăm lucrurile să vină, că ele vin când trebuie să vină.